o cunoaștere mai deplină a lui Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ioan, capitolul 17, cu versetul 3. Numai cunoscându-L pe Dumnezeu acum, ne pregătim să-L întâmpinăm la venirea Lui. Dar mulți din cei care mărturisesc că crede în Hristos, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Au numai o religie superficială. Nu-L iubesc pe Dumnezeu și nu studiază caracterul Lui. De aceea nu știu ce înseamnă să creadă, să privească și să trăiască. Ei nu cunosc pacea pe care o dă iubirea și nu știu ce înseamnă să umbli prin credință. Ei nu reușesc să înțeleagă că datoria lor este de a primi cu scopul de a ajuta pe alții. Lumea nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Mulți au vorbit despre El cu elocvență, dar judecata lor nu-i aduce pe oameni mai aproape de El, întrucât ei înșiși nu au legătură vitală cu El. Pretinzând că sunt înțelepți, ei devin nechipzuiți. Cunoașterea lor de Dumnezeu nu este desăvârșită. Nu-L putem găsi pe Dumnezeu prin investigare. El însuși ni s-a descoperit în Fiul Lui, care este strălucirea slavei Tatălui și chipul persoanei Lui. Dacă dorim o cunoaștere a lui Dumnezeu, trebuie să fim asemenea lui Hristos. Trăirea unei vieți curate prin credință în Hristos ca mântuitor personal va da credinciosului o concepție mai clară și mai înaltă despre Dumnezeu. Hristos este revelația perfectă a lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, spune el. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Numai cunoscându-L pe Hristos, îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Și pe măsură ce privim la El, vom fi schimbați după chipul Lui, pregătiți să-L întâmpinăm la venirea Lui. Acum este timpul să ne pregătim pentru venirea Domnului nostru. Această pregătire nu poate fi dobândită într-o clipă. Trebuie muncă stăruitoare îmbinată cu așteptare și veghere vigilentă în vederea pregătirii pentru scena aceea solemnă. În felul acesta, copiii lui Dumnezeu îl onorează. În mijlocul ocupațiilor vieții, glasul le va fi auzit rostind cuvinte de încurajare, speranță și credință. Tot ceea ce au și ce sunt este consacrat în slujba Maestrului. Astfel, ei se pregătesc să-L întâmpine pe Domnul lor, iar atunci când va veni El, ei vor spune cu bucurie: acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. Să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Amin.